Președintele Consiliului Județean Emilie Arcan apreciază că, în timp ce la Spitalul Județean de Urgență șirul neregulilor nu mai contenește, la Roman lucrurile stau cu totul altfel, unitatea sanitară de aici fiind un exemplu de management sanitar. Eu am un respect deosebit pentru toți reprezentanții din acest spital, pornind de la conducători, de la șef de secție, de la managere de spital, de directorul medical, unde o salut și tot respectul și prețuirea pentru acești medici care profesează la spitalul din Roman, unde se aud lucruri foarte interesante, vorbe frumoase, feedback-ul este totul la superlativ. Și acest lucru ne bucură foarte mult pentru că, într-adevăr, oameni dedicați meseriei și o fac ca pentru ei. Președintele Consiliului Județean ține să scoată în evidență faptul că spitalul de la Roman se află în subordinea primăriei Roman, unde edilul șef are altă culoare politică. Și aici aș vrea să apreciez un lucru și să-l scot în evidență totodată. Spitalul de la Roman este în subordinea directă a primăriei, da? Da, președintele Consiliului de Administrație este city managerul. Este city managerul și finanțatorul este... face parte și viceprimarul. Și finanțatorul și... Da. Este primăria, da? Da. Nu țin cont de culoarea politică. Pe mine nu mă interesează din ce formațiune face parte, ca și conducător, ca și primar. Pe mine mă interesează că face lucruri minunate pentru spitalul de la Roman. Și prin aceste vorbe am spus totul. Și arată așa cum arată. Și arată un spital de elită, un spital care, într-adevăr, merită. Obținut puncte mai mari decât cel județean la acreditare, să ne mândrim. Să nu intrăm un pic în ceea ce înseamnă acreditarea. Că am primit telefoane să mă întrebe ce părere am de dacă eu am demis pe medicul, pe managerul Lazar și totodată a venit acreditarea. Eu nu aș vrea să intrăm în profunzimea acestei... Acreditarea oricum se dădea, că trebuiau să o dea. Eu atâta le-am pus întrebarea. Cei care au venit la acreditare și-au făcut treaba. Ok, n-am nimic împotrivă, nu-i contest, mă bucur că s-a dat acreditarea, dar asta nu înseamnă că avem totul pus la punct, totul este perfect și nu mai trebuie să mai facem nimic. Nu, nu. Acreditarea este un segment, noi trebuie să creăm condiții în Spitalul Județean măcar să ajungem la nivelul spitalului de la Roman. Aprecierile șefului Consiliului Județean Neamț Emilie Arcan despre managementul eficient de la Roman vin în condițiile războiului interminabil de la Spitalul Județean între conducerea administrației publice județene și fosta conducere a spitalului, care nu a luat măsuri de înlăturare a multiplelor nereguli din unitatea sanitară legate de nepunerea în funcțiune a unui laparoscop ținut de ani de zile nefolosit sau de mizeria depistată în blocul alimentar al unității sanitare.